genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, multe evenimente astăzi, o să vă spun și despre concurs, avem concurs, așa că fiți foarte atenți că o să fie și, o să puteți câștiga astăzi patru invitații, eu tot cu invitațiile am rămas, știți, cu spectacole, cu alea, nu, patru bonuri pentru două persoane, un bon pentru două persoane, cum ar veni, sau mă rog, o persoană câștigă două bonuri, da? Două porții de mâncare, cum ar veni, de ciorbă de pește, dar vă spun imediat. Până la pește avem treabă cu câinii. E jale mare peste tot. Doamne, s-a promulgat legea și... În principiu, legea asta n-aduce lucruri foarte noi. Dar acum lumea este foarte inflamată și vă dați seama că aici s-au câștigat, întotdeauna s-au câștigat bani. Foarte, foarte mulți bani s-au învârtit. Pe cap de patruped. Știți? Și atunci stai și îți pui întrebarea, mă, dacă era, când e vorba să facem pentru alocațiile pentru copii, să zicem, o demonstrație, că ăștia din guvernul României, din toate guvernele, deci nu contează, mă așteptam mai mult de la Ponta, că na, zice că el e de stânga și socialdemocrații, grijă față de popor, și ei l-ați de dreapta, tot așa au zis. Bun, n-au mărit alocațiile pentru copii, ba mai mult văd că au schimbat legea, am auzit și eu într-o discuție, deci statul ăsta român e un stat atât de ticălos încât numai pentru, nu știu, trei copii mi se pare, de prin 2008 e legea, 2009, nu știu foarte sigur, dar trebuie să mă documentez, că am auzit-o într-o discuție povestea asta. Știu eu, nu știu dacă e corectă, dar v-am spus, dacă e corectă, e nenorocire. Adică statul român a pierdut orice fel de respect în ochii mei și guvernele din România și Parlamentul României și toți au pierdut orice fel de respect în fața mea. Indemnizația pentru mame, pentru creșterea copilului, se acordă numai pentru 3 copii. După aia poți să faci tu 5, 6, 7, 10 copii. Da? Cum era pe vremea lui Ceaușescu, mama eroină. Nu? Da. Nu se mai acordă. Nu există lucrurile astea. Bun. Într-un fel înțeleg, dar de cele mai multe ori nu înțeleg, pentru că uitați-vă, Rusia, de exemplu, și alte state europene, doamne, încurajează nașterea de copii. E de înțeles. Italia e praf. Deci când am văzut ce multitudine culturală și coloristică din punct de vedere al raselor este în Italia, am zis, e... La revedere, bun. Aveau probleme din timpul Imperiului Roman, dacă stăm bine să ne gândim. Dar nu dezbatem lucrul ăsta. Oricum, ăia cu câinii, domnule, faceți ce vreți voi, dacă este lege, aștept ca primarii și toate autoritățile să o pună în aplicare, pentru că nu vă supărați. E o problemă. Francezii dau cu stângul în dreptul. Dacă citiți pe Hot News, am văzut o analiză foarte interesantă. Vor să facă discriminare rasială și spun romii trebuie să plece toți în România și în Bulgaria de unde au venit. Nu, stați un pic. Nu, dragi francezi, stați puțin. Voi și nemții, veniți și ne dați nouă lecții, nouă românilor și spuneți, bă, sunteți incapabili, sunteți vai de cap, nu reușiți să integrați. Păi integrați-i voi, mă, că uite, au venit la voi. Ia, francezii, sunteți meseriași, frate, adică ne arătați pe noi cu degetul. Anii, trimiteți-mă înapoi. Ce faceți? Le dați câte 300 de euro mită? Cum se numește asta? Și după aceea îi urcați în avioane să se trimite la locul de baștină? Păi de ce? Că la voi curge lapte și miere. Sunteți mari meseriași. Sunteți campioni ai drepturilor omului. Nu-i discriminați? A? În momentul în care îi expulzați? A, nu-i discriminați. Așa m-am săturat de democrațiile astea civilizate, care au fost imperii și au călcat pe cap foarte mulți oameni de nu se poate. Bun. Lăsăm gustul amar deoparte, că vorbim despre gust. Primăria municipiului Deva organizează la sfârșitul acestei săptămâni ziua recoltei, care va avea loc în localitatea Cristur. Pe lângă spectacole de muzică populară, produse tradiționale, veți putea degusta și renumita ciorbă din trei feluri de pește pregătite de invitații speciali
bucătarii din Szeged, Ungaria. Primăria Deva și Hunedoara TV vă oferă câte două bonuri valorice pentru o persoană. Deci eu am patru astfel de bonuri valorice, da? Pentru a gusta renumita ciorbă. Bonurile valorice se ridică de la sediul Hunedoara TV. Tot ce aveți de făcut este să puneți mâna pe telefon, să ne sunați. Bineînțeles, colegul meu Alin din regie o să aibă de notat și o să vă întrebe pentru emisiune sau pentru ciorbă. Dar oricum trebuie să intrați în legătură directă cu noi, stimați telespectatori. Deci, numărul de telefon va fi în curând afișat pe ecran pentru a putea intra în legătură directă cu noi. Bun, vorbim despre proteste care nu sunt atât de vizibile, pentru că nu sunt atât de mulți care protestează. După părerea mea, ar fi cu mult mai important să mergem să ne alăturăm și să strigăm alături de medici. Bă, dați-i de bani hoților din guvern, medicilor, ca să nu mai trebuiască să fie toată discuția că, domnule, te duci la doctor și dai șpagă și nu știu ce. Așadar, domnul doctor Mircea Artean, președintele Colegiului Medicilor Hunedoara, este la noi în studio. Bine ați venit, domnul doctor. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Bună seara telespectatorilor noastre. Văd că televiziunile centrale tratează subiectul așa tangențial, o știruță acolo de un minut și jumătate, mai mult nu acordă timp de dezbatere în care să se spună, domnule, în ce situație se află un medic. Și prima, am citit câteva dintre revendicări și prima revendicare de bun simț mi se pare cea cu medicii rezidenți. Deci eu sunt alături de dumneavoastră, dar în seara asta o să fiu, vă asigur că o să fiu imparțial și o să pun întrebări, unele dintre ele sper incomode. Vă rog. Da, într-adevăr, ca timpii alocați protestului nostru aveți dreptate. Cu toate acestea, suntem mulțumiți la ora actuală de impactul pe care mișcarea de protest o are în rândul cetățenilor și semnele sunt favorabile, așa după cum le-am putut constata și în discuțiile cu colegii noștri din alte județe. S-a instituit, s-a format o coaliție din profesioniști din sănătate. Alături de medici au venit cadrele medii prin sindicatul Sanitas, medici dentiști, farmaciști, psihologii, biochimiști. S-a constituit această alianță tocmai pentru a da o forță mai mare cererilor noastre. Și a început o mișcare de pichetare a Ministerului Sănătății și a Ministerului de Finanțe, începând cu data de 18 septembrie. Suntem în 25, aproape da. 10 zile da. S-a tratat așa. Județul nostru a fost programat în data de 19, județul a participat cu o delegație de 25 de persoane, din partea Sanitasului au fost 20 de persoane, din partea Colegiului Medicilor 5 persoane și a mai fost încă o persoană din partea Colegiului Dentiștilor. Și tot în contextul acestor mișcări de protest, trebuie să aduc la cunoștința telespectatorilor faptul că a avut loc o întâlnire la Timișoara, o întâlnire zonală cu Ministrul Sănătății, cu Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu factorii responsabili din sistem, director de spitale, director de sănătate publică, colegiul medicilor, colegiul farmaciștilor, dentiști și așa mai departe, unde s-au discutat și aceste probleme și există o deschidere din partea Ministrului Sănătății și a Ministerului în general. Bun, sigur, nu față de toate. Ministrul Sănătății e ok că vă înțelege, dar vorbim de bani. Ce au zis cei de la finanțe? Asta mă interesează foarte Cerința noastră imperioasă de 6% nu poate fi atinsă. Asta este răspunsul actual și probabil că va fi și finalul. Avem speranțe mari la dublarea veniturilor medicilor rezidenți. O așa. Revindicare din partea noastră care nu este negociabilă. Nu este așa. Negociabilă, exact. Și, de asemenea, scoaterea de sub statutul de funcționar public a profesiei de medic. Acestea sunt lucruri care credem noi că deja putem fi siguri că le obținem. Celelalte revendicări, sigur că constituirea acestei alianțe
au venit fiecare categorie cu revendicările proprii, dentiștii cu alocarea de fonduri pentru de la Casa de Asigurări de Sănătate, biologii de asemenea, Sanitasul de asemenea cu revendicări salariale importante. Din punctul nostru de vedere al colegiului, acestea sunt punctele care credem noi că vom reuși în demersul nostru. Sigur că o parte și din cererile celorlalți colegi vor fi încununate cu de succes. Bun, domnul doctor, cred că răspunsul pe care îl va da întotdeauna Ministerul de Finanțe nu sunt bani. Da, bine, știam dinainte lucrul acesta, doar că bani trebuie să se găsească pentru că este prioritate. Eu, domnului Ministru de Finanțe, i-aș demonstra că sunt bani, mulți, foarte mulți bani negri, care ar trebui să ajungă în sistem și care ajung în buzunarele unor șmecheri care se numesc societăți de asigurare private. Da. Aici, dacă nu vă bateți dumneavoastră, ca instituțional vorbind, să reglementați niște lucruri, niciodată nu se va termina jaful din România, pentru că e jaf la drumul mare. Vine omul de la societatea de asigurare și are o poezie care, cum să vă spun eu, deci agentul vine și spune o formulă magică, cel puțin halucinantă pentru orice ascultător de bună credință și care înțelege ce e evaziune fiscală și aia șpagă în România. Vine și spune așa, uite, noi îți facem asigurare de sănătate. Bun, în ce spital mă duc? Nu, păi stai, noi îți dăm bani. Păi și eu ce fac cu banii? Păi tu nu te-ai dus niciodată să te operezi sau așa? Trebuie să dai șpagă. Ultimul exemplu de șpagă mare cerută e cel din București cu 2000 de euro de la... Cred că nu vă e necunoscut cazul. Nu, știți. La spitalul militar. Da. Un medic militar a cerut 2000 de euro, a fost surprins în flagrant, în sfârșit. Bun. În momentul în care și nu se poate să nu știe oameni din finanțe, oameni care, cum să vă spun eu, stăpânesc bine lucrurile astea, nu se poate să nu fi fost abordați vreodată de un agent de asigurări. Cu poezia asta. În acest moment, în piața financiară, se învârt foarte, foarte mulți bani exact pe poezia asta. Acum, nu știu dacă poate să întâmple așa ceva, să spună cineva că să te asiguri ca să primești bani, să dai șpagă. Ba da! Eu ce vă spun eu, nu mi s-a întâmplat, dar mi se pare hazliu ca să și cred o chestie de genul ăsta. Sunt niște lucruri sau știu niște dispozitive care costă, nu sunt acoperite de casa de asigurări și trebuie plătite, dar cu titlul ăsta că trebuie să dai lucru șpagă, eu nu contest faptul că îi zic. Eu nu contest faptul că îi zic. Contest că cineva mai crede lucrul ăsta. Unii cred. Și cum să vă spun eu? Din acest punct de vedere, sistemul medical din România e clar că... vulnerabil. Are multe hibe. Da. Știți? Și aici se învârt foarte mulți bani. Până când Ministerul Sănătății nu va pune piciorul în practică și să spună așa, ești societate de asigurare, bun. Ce asiguri? Mașini. N-am treabă cu tine, fă-ți treabă pe tine să vină finanțele și cei de la Registru Auto Român, să ai contracte cu servisuri și așa. Ce asiguri? Oameni. Pentru ce? Pentru viață, pentru sănătate, pentru... Da? Atunci, musai, trebuie să ai contract cu un spital, trebuie să ai contracte cu niște medici, trebuie să ai foarte bine pus la punct un sistem în care să bagi bani în sistemul de sănătate din România ca acel... Să se și vadă. Și acel... Să vadă asiguratul. Că... Să vadă asiguratul. Da. Dar asiguratul să beneficieze de servicii medicale, nu de bani. Da. Aici e marea problemă. Bun, acum, la momentul ăsta, cât primește un medic rezident? Salariul lui variază de la 1300 până la 2000 de lei. De 2000 de la ATI, unde au niște sporuri și specialități din astea cu sporuri mai mari, dar asta este venitul brut. Deci, practic, ținând cont de faptul că 90% dintre medicii rezidenți stau în gazdă sau că nu locuiesc în locul unde își fac rezidenția, specializarea, aproape tot venitul ăsta se duce pe chirie. Este o certitudine că în ziua de astăzi a ține un
rezident cade în sarcina părinților. Dacă ai părinți care pot să te ajute, te pot finanța astfel încât să-ți urmezi chemarea și destinul, ca să zic așa. Dacă nu, nu se poate. Și absolut toți cei cu care vorbesc, și părinți și rezidenți, recunosc acest lucru. Practic, statul pregătește rezidenții pe banii părinților lor. Sigur că statul pune la dispoziție infrastructura, profesorii de care au nevoie, dar toate nevoile de care are un om cu, ca să se pregătească într-o specializare, nu sunt puse la dispoziție. Deci mijloacele financiare lipsesc cu desăvârșire. Bun, atunci nu trebuie să ne mai mire, pentru că după rezidențiat și după ce își respectă, să zic așa, o parte din contractul cu societatea românească, sau cu spitalul, de la care au plecat spre specializare, să zic așa, medicii aleg să plece în străinătate. Da, ăsta este un aspect foarte important și mai poate la fel de important decât ca și acest aspect este faptul că nu au tot ceea ce este necesar pentru a desfășura în condiții optime specializarea pe care au făcut-o. Nu există condiții de dotare, nu există condiții de minim confort în unitatea sanitară respectivă pentru pacienții lui, astfel încât este nevoit de cele mai multe ori să recurgă la improvizații pentru a-și face meseria așa cum trebuie. Iar improvizațiile îl pun într-un mare pericol. Atât pe el, ca medic, pentru că este oricând supus unui malpraxis din cauza asta, cât și pacientul respectiv. Și acum nici nu știu să vă spun ce e mai important, salariul, pentru că mai există completări. Pe lângă norma din spital, poate să lucreze în privat și își completează. Dacă lucrează într-un oraș mai mare, pe lângă niște specialiști consacrați, și acolo poate să-și completeze. Cât lipsa de dotare și lipsa de perspectivă din punctul de vedere al specializărilor. Iarăși nu e un lucru foarte bine delimitat aici. Ori privat, ori buget. În condițiile în care dai tot ce poți, o zic așa, simplu, dacă un conducător auto, o să ziceți, băi, ăsta e nebun, face comparația. Fac comparația din ce punct de vedere? Al atenției, din punct de vedere al atenției și din punct de vedere al, cum să vă spun eu, multitudini de probleme care pot să apară. Oricum, conducătorul auto poate să aibă grop pe drum și... În orice împrejurare. Da. Dar medicul, în momentul în care vine la el un pacient care are o boală și nu trebuie să pună un diagnostic nu tocmai simplu și nu este atent, poate să-l omoare. Deci, ca atenție, 8 ore, din punctul ăsta de vedere, e clar că se poate concentra și unul și altul. Vorbim de timp de muncă, adică lăsăm la o parte nivel de pregătire, așa. Asta e comparația pe care o fac. Asta ați vrut să subliniați faptul că dacă se poate să lucreze și... Și. Păi se poate ca dovadă că cele mai performante minți medicale din România lucrează în felul acesta. Lucrează în privat. Lucrează și în privat și în clinici, și în spitale. Aici și, e o problemă. Păi este o problemă, doar că e cumva răspunderea pe care și-a fiecare cât poate să ducă. Și e un fel incorectitudine și am să vă spun de ce. Nu poate să conducă, deci un conducător, vorbim de muncă, nu vorbim de școală, nu vorbim de restul. Un conducător auto nu poate să conducă 2 mașini sau, bun, se duce 8 ore la serviciu și în momentul în care își mai ia încă o normă de 4 ore, deja pot apărea probleme. Da, numai că vedeți dumneavoastră, comparația nu este cea mai fericită care ați făcut-o dumneavoastră. Trebuie să conducă corect. Tot timpul. Da. Pe când un medic nu trebuie, un chirurg nu operează toate 12 ore. Da, corect. Deci trebuie împărțit cantitatea de muncă, calitatea muncii și tipul de muncă. Deci nu ești tot timpul cu atenția mărită 12 ore în continuu. Sunt momente când trebuie să te concentrezi la maximum, dar sunt și momente când nu este o muncă care să solicite atenția în permanență. Asta e una din hibe. Este una din hibe, dar sunt... Mulți arată cu degetul și zice, ca și la profesori. Zice, doamne, bun,
Mai face și meditații, normal, da, dar nu la toate obiectele. Hai să zic că ea de matematică și de chimie și de biologie sunt... Deci, așa este și medicina. Dar profesor de sport, ce meditații să-l ia? Da, este parțial, dar nu se poate și ca dovadă că sistemul ăsta funcționează peste tot, numai în România. Asta este, ca să zic așa, pentru că sunt vârfuri, nu vorbesc să zic de medie, sunt vârfuri care pot să facă lucrul ăsta și îl fac la cel mai înalt nivel. Au și dotare, au și tot ce le trebuie. Și oamenii sunt mulțumiți și au rezultate excepționale. La capitolul dotări, că tot veni vorba de ce spunea dumneavoastră înainte, nu atât salariu, cât lipsa multor lucruri din spitalele din România. Ce se poate face aici? Pentru că avem, știu eu, problema cu blocajul pe piața medicamentelor pe care îl clamează cei care au aparaturi medicale. Așa, medicamente și aparatură medicală. În același timp există, să vă spun eu, guvernul producătorilor de medicamente. Da. Guvernul supranațional, corect? Da, 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 așa este. Vreau să vă spun că există o discontinuitate în aspectul ăsta. Sunt unele unități care sunt dotate, iar altele care nu sunt dotate. Iar în penuria asta de mijloace financiare, există riscul ca cel care este sărac să rămână în continuare sărac și să nu poată niciodată să-și achiziționeze un aparat dintre cele mai simple. Noi am și moștenit o structură de spitale foarte vastă în aproape toate localitățile urbane și este foarte greu de adus, să le aduci pe toate la niște standarde minime de siguranță sanitară, ca să spun așa. Și atunci, dacă primarul este, acum că vorbim de primari, că spitalele au ajuns în ograda lor, dacă primarul e gospodar, dacă pune preț pe sănătatea concetățenilor lui, este atent și cheltuiește bani acolo unde trebuie. Dacă nu, protestează când vrea să-i se închide spitalul, dar nu dă bani ca să îl aducă la standarde minime. Și vreau să vă spun că avem și la noi în județ, eu nu vă dau exemple, că nu asta e rolul meu, nu treaba mea să critic spitalele, dar sunt unități unde sunt doar doctori și paturi și oameni, dar dotare specifică pentru fiecare secție în parte, mai puțin. Ca să nu vă spun că există spitale unde se fac gărzi și numai doctor acolo cu stetoscopul sau primiri de urgențe. Deci, practic, nu prea poți să pui diagnostic în ziua de astăzi numai cu instrumentele astea. Și atunci, ca și pe vremuri, știți, când era criză în agricultură, făceam ingineri agronome. Nu asta e soluția. Trebuie o dotare și trebuie managerul acelui spital să aibă înțelegere la primar, să facă în așa fel încât lucrurile astea să ajungă pe o linie de minimă siguranță, ca să spun așa, pentru pacient. Bun. Dacă ne referim acum la criză, da, nu o să fie niciodată bani în România destui, dar iarăși vin soluții, există în afară... Există soluții, pentru că nu pot decât să vă dau exemple unităților care se dotează în aceeași criză. Și nu neapărat, să zicem, în orașe mari unde primăriile sunt mai bogate, chiar și în orașele mai unde nu e așa o mare bogăție, sunt soluții prin care se pot accesa împrumuturi de către consiliul local respectiv pe un termen mai lung, nu pentru extravaganțe, ci doar pentru exact ceea ce este necesar pentru ca sănătatea oamenilor din orașul respectiv să fie asigurată la standardul la care se poate asigura într-o localitate de dimensiune respectivă. Practic, e o mare presiune pe primari. Unii scapă, dar unii nu. Aia care n-au spitale scapă. Dar cei care au și spitale și școli și una și alta, multe. Da, ne apropiem de momentul publicității. Stimați telespectatori, nu vezi și orbă de pește?
Ciorbă de trei feluri de pește. Ia uziți, Primăria Municipiului Deva organizează la sfârșitul acestei săptămâni ziua recoltei, care va avea loc în localitatea Cristur, pe lângă spectacole de muzică populară, produse tradiționale. Veți putea degusta și renumita ciorbă din trei feluri de pește pregătită de invitații speciali bucătarii din Szeged, Ungaria. Primăria Deva și Hunedoara TV vă oferă câte două bonuri valorice pentru o persoană pentru a gusta renumita ciorbă. Bonurile valorice se ridică de la sediul Hunedoara TV. Lăsați-mi bonurile? Păi nu pot să mănânc atâta ciorbă. Oricât ar fi de bune. Deci, haideți cu telefoanele. Tot ce trebuie să faceți este să apelați numărul de telefon 0354-738-888. Vă așteptăm, după publicitate. Am revenit în platou, stimați telespectatori. Vă mai citesc? Deci puteți primi mâncare bună. Mâncare bună. Ciorbă de pește. Da? Nu mai citesc toată povestea. Avem telefon pe fir? Bună seara! Bună seara! Aș vrea, în legătură cu discuția care o aveți dumneavoastră acolo despre medici. Așa, vă rog. Eu vreau să mulțumesc doamnei doctor Ghergan, am zis bine, așa, care la timpul potrivit m-a trimis la Cluj pentru niște investigații care o să mă ajute acum foarte mult, pentru că sunt cu cataractă la ambi ochi și nu puteam să fac operație niciunde, pentru că am făcut două șocuri anafilactice în 1977. Și acolo la Cluj am găsit exact medicul potrivit care s-a ocupat de mine și o felicit, dacă se poate transmite doamnei profesor doctor Dana Deleanu, care s-a ocupat de mine foarte mult, și doamnei doctor rezident Botoș, care este din Deva și probabil că în viitor poate să fie medic aici. Medici alergologi, să știți că e foarte important ce îmi spuneți. Vă mulțumesc pentru telefon și cum să vă spun, bon valoric aveți pentru ciorbă de pește? Nu, lăsați la alții, dați la niște oameni mai săraci ciorba de pește. Bine. Și mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru ce mi-ați zis mai înainte, dar sunt și oameni care poate n-au ce mânca. Sigur, mulțumesc, uite, e un gest extraordinar. Dar noi, eu ofer datoria, știți, ofer la toată lumea, pentru că e ok. Mă aștept să fie liniile telefonice un pic mai aglomerate. Mulțumesc pentru telefon, da, doamna doctor Ghergan e un profesionist. Da, așa este. Cu totul de acord cu telespectatoarea dumneavoastră. Și sunt destui în județul nostru oameni dedicați profesiei. Din păcate nu li se face publicitate prea mare, probabil că nici nu așa în firea lucrurilor, dar este și de datoria noastră ca și colegiul să subliniem aceste lucruri. Să știți că vă așteptăm alături de noi și colegiul medicilor, pentru că noi la Hunedoara TV avem o emisiune, se numește Sănătate și Frumusețe, și colega Nicoleta, pe care o vedeți, stimați telespectatori, prezentând și știrile, face o treabă foarte bună și merge și chiar e... Bun, se vorbește despre boli, despre tratamente, da, dar e și o promovare a specialiștilor care știu ce vorbesc acolo. Considerați invitația făcută, ori de câte ori suntem solicitați, vă putem pune în legătură și să vă realizați într-un mod profesionist, ca să spun așa, temele respective. Știți de ce spunem lucrurile astea? Pentru că, în ciuda multor idei greșite pe care le avem noi despre noi, românilor, domne, noi suntem educați, noi am citit, noi știm, lipsesc foarte multe capitole de educație și în privința medicinei și în privința, știu eu, administrării banilor, că citeam un articol că avem încredere foarte puțin în bănci și avem foarte puțin educație financiară. Da? Avem un defect, pot să spun, că nu ne recunoaștem valorile. Le recunoaștem doar atunci când alții ne le iau. Ne le spun. Avem o revelație,
uite că pe ăsta îl cunoșteam. Dar noi, eu n-am realizat sau eu nu realizeam că el de fapt era o valoare. Și când ne spun alții, avem tendința să credem, atunci credem foarte repede. Păi când dacă spune unul dintre noi lucrul ăsta că cineva este valoros, da, și... Și trecem cu vederea. Deci valoare vă dau și eu, stimați telespectatori, ciorbă din trei feluri de pește. Haideți cu telefoanele. Acum le amestecăm, știți, nu e extraordinar de bine, dar vă spune, face bine și la sănătate. Nu? Da. Mai ales că ciorba respectivă e chiar foarte bună. Ați testat? Da, la sursă. Ați testat direct la sursă? Da, deci ați fost la Seghet? Da. Deci, stimați telespectatori, dacă și doctorul zice că e bună, păi cum nu puteți sonda? Deci, numărul de telefon este afișat pe ecran, hai la ciorbă. Întorcându-ne la problemele și la protestele care nu sunt atât de mediatizate, domnul doctor, au spus responsabili din sănătate și din finanțe ceva despre orizontul de timp când măcar jumătate din revendicări vor fi rezolvate sau vă țin acolo să pichetați pentru că vine timpul rece și eu sincer să fiu, deci, din punctul meu de vedere, cum adică doctorul să meargă să picheteze Ministerul Sănătății? Nu, doctorul trebuie să stea la spital să trateze pacienții. Da, este un punct de vedere. Asta este și motivul pentru care, unul din motivele pentru care am și constituit această alianță, pentru ca impactul să fie mai important în rândul concetățenilor noștri. Vreau să vă spun că în cursul lunii noiembrie va avea loc un meeting la care vor participa, se estimează o participare de peste 10.000 de persoane și protestele pot merge chiar mai departe până la demisii în bloc sau grevă. Sigur că aici vorbim de întregul sistem, nu numai de medici. Medicii nu, știți că nu pot să facă grevă. Trebuie respectate niște condiții. Probabil că și dorința noastră este nu să ajungă la așa ceva, pentru că este foarte greu de controlat și de coordonat o astfel de mișcare. Dar dacă semnalele pe care le-am primit nu vor continua, se va ajunge și la lucrul ăsta. Sigur că nu avem pretenția ca de la 1 octombrie sau de la 1 noiembrie să vie 6% din PIB, pentru că asta e o chestie care se aprobă prin buget. Ori lucrurile astea trebuie să vină la timpul lor. Nu, ar trebui să vină 6% din PIB în bugetul de anul viitor, dar știți de ce? Că acum ar trebui să se coacă bugetul. Dacă și tocmai de asta sunt și aceste acțiuni, ca să fie în atenția celor care decid lucrul acesta. Știți ce se întâmplă? Mă enervează foarte tare că s-au găsit bani pentru tot felul de tâmpenii în România asta, dar să rezolvăm odată problema asta cu oameni sănătoși, să rezolvăm problema educației, da? Cu copii deștepți, bine crescuți și așa, nu se găsesc bani, dar când e vorba să-și ia comisioane niște băieți, Își iau singuri. Da. Domnul Dan Neacșu, vă salut! Bine ați revenit! Am revenit, că au zis, respect față de unguri, ca cross moldoveni, știți? Că de ochi e Seged, spune Seged. Nu știu că Seged, e Seged. Seged din Aveș, Răzăș. Da, să vă spun ceva, dacă vă propuneți să mă mutați în Ungurește, nu am reușit ele unguroaicele, domnul Dan. Alea cele mai iubărețe ca runcele. Așa. Alea nu sunt hotel în patul lor. Vreți ciorbă de pește? Vreau holasle. La halas ciarda înseamnă hanul pescarilor și halasle înseamnă zamă de pește. Așa, înțeles, deci bun. Și nu-i bun, domnul doctor, nu sunteți un doctor, nu, pentru că mâncarea ungurească e foarte periculoasă. E gustoasă, dar face multe boli. No, acum, să vă spun ceva, una peste alta. Vreți ciorbă? Zamă, holasle. Deci bun, zamă, perfect. Vă notează... Că se ne excepen. Așa. Și mai cereți oameni buni, zamă, că vorbiți ungurește de la zamă ungurească. Aolio, deci mă convinge să mă duc să mănânc și eu una. Bun. Păi sigur că da. Domnul Dan Neacșu, deci ori o două bune... Holasle, de la Seghet. Așa. De la Seghet Iași. Ziceți-mi și mie, vreo întrebare pentru noi aveți? Pentru cine? Pentru? Pentru noi. Pentru domnul invitat? Da. Pe domnul, eu, cum să vă spun, eu să-l trimit exact cum spune și domnul Mihuleț, eu sunt prea mic, eu degeaba zic că nu se poate face nimica, avem medici foarte buni, nu stimulați,
îs ascunși pe la colțuri, pe, nu știu. Ei săraci, văd așa, ăștia care generație nouă, eu văd și la Ungaria că tot ascultă misiunile astea, de fapt n-ar trebui să ascultă de medicii bătrâni, nu că n-ar ști, dar n-au informația pe cât mai plafonați. Ăștia tineri știu pe calculatoare, știu pe aparataje și chiar niște medici de calitate de la Budapesta spuneau că ar trebui pe lângă facultate de medicină să-mi fac o școală cu calculatoare și cu aparataje. Pentru că eu știu că ne-a plăcut să zică ceva că nu știu meserie, știu, dar nu știu ca un tânăr care știe să lucreze pe aparataje la care trebuie o școală separată. Am zis bine. Mulțumesc frumos pentru... Da, ați zis bine. Rămâneți deci, pe fir... cu ciorba oameni rămâneți pe... ca să vorbiți, să gădiesem. Am înțeles, deci rămâneți pe fir să dați datele la colegul Alin și... Da, da. Bun, bonurile valorice se ridică de la noi. Trebuie să veniți până la sediul televiziunii Hunedoara TV. Mâine. Vorbiți cu colegul. Rămâneți pe fir. Bun, un lucru foarte interesant, când ridicat de domnul Dan Neacșu, când medicina a ajuns la foarte multă tehnologizare, noi nu avem tehnologia asta, spuneați dumneavoastră, de multe ori. O avem, dar nu avem ca peste să asigurăm tot. Peste tot. Da, deci nu ca să intre, ca să zic așa, în sistem și să fie standardizat. Dar există și... sunt dotări de vârf chiar și la noi în județ, la Spitalul Județean din Deva, la Spitalul de Hunedoara. Da, s-a început și o să mai facem da. Emisiune, s-au început operațiile... La Petroșani, da, operațiile de catarac. Da. Să știți că la Hunedoara se fac de mulți ani. Acum se fac și la Deva. Acum se fac și la Deva și felicit cu ocazia asta. Deci e important să, da. Să avem da. Mai multe și pentru unele spitale... Faptul că s-a produs această descentralizare și că țin de consiliile locale a fost o binecuvântare. Pentru că s-a văzut, se vede cu ochiul liber în unele localități cum există o preocupare și lucrurile astea se mișcă. Și dacă sunt și manageri competenți, lucrurile se mișcă foarte bine. Din păcate, sărăcia e prea mare ca să se miște din reflex și în alte părți. V-am spus, nu, dar v-am spus cum se pot aduce bani la buget. Eu tot nu înțeleg. Clasa politică nu știe foarte, sau nu, deliberat, nu că n-ar ști, nu face ceea ce trebuie pentru România. Adică să pune puțin, și am văzut acum, tot s-a ezitat cu povestea asta, cu bănci, că ar pierde băncile în miliarde de dolari dacă se scot clauzele abuzive din nu știu ce contracte. Nu vă sperați, la fel o să zică și cu asigurările, pentru că de aici se scurg bani foarte mulți, din asigurările astea se scurg bani în afară enorm de mulți, că nu rămân în țară, nu sunt investiți să crească ceva. Și aici ar fi o sursă de venit pentru... pentru noi, pentru cei din sistem. Pentru sistemul de sănătate, da. Corect. Bun. Deci orizont de timp n-au dat. Dumneavoastră spuneți, vom continua protestele, în noiembrie vom face meeting, da, vom face grevă. Da. Asta este calendarul și asta este stabilit deja. Sigur că dacă am fi fost numai medici, nu s-a auzit nici cât s-a auzit până acum, dar cu siguranță că împreună avem o forță și cred că de data aceasta lucrurile se vor mișca. Poate că nu tot ceea ce noi dorim noi, dar cu siguranță se vor mișca în direcția dorită de sistem, de oamenii care lucrează în el. Aici, dacă stăm bine să ne uităm la tot ce face FMI-ul cu România și știu eu, Banca Mondială, Banca Europeană, Banca nu știu care, vin și guvernele execută foarte repede, zice, tăiați salarii, tăiați la bugetar, nu știu ce, faceți nu știu cum, dar în momentul în care vine, ar trebui aia să vină și să spună, măi, Guvern România, să vedem, cât ai alocat tu pentru sănătate și pentru spitale? N-ai dat 6% din PIB? Nu-ți respecti legea? Nu-ți mai dau niciun împrumut. Da, acum cred că nu este un secret faptul că cei de la FMI vor întâi de toate să-și vadă banii înapoi care i-au dat. De aceea s-a dat și legea aceea cu arieratele. Da, deci, da, practic, banii care s-au dat în sistem, da? Că s-au dat niște bani, s-au dat ca să se plătească arieratele. Arieratele erau pentru firmele de aparatură și medicamente care au dat și bineînțeles că trebuiau și alea plătite, dar corect, banii s-au dus acolo, toți. Și... Deci, practic, sistemul a beneficiat în Cum să zic, s-a adus la linia de plutire, ca să zic așa, nu mai are datorii în spate. Este și asta un beneficiu. Da, corect. După aceea, sunt niște linii
vorbesc și de farmacii, de lanțuri, laboratoare, farmacii, cabinete, stomatologie și mai departe. Astea deja sunt fabrici și e ok că se dă de lucru la oameni, la doctori, la asistente, la laboranți, la așa mai departe, dar că profitul care se face din asta nu rămâne în România. Proprietarii acestor lanțuri nu sunt de aici. Și atunci ne noi trebuie să ne plătim sigur că da, deci banii nu rămân aici. Oamenii primesc salarii, sigur că impozitul pe salariu vine în România, dar profitul din activitatea asta poate că nu e mare, dar există un profit, ăsta nu rămâne aici. Ar trebui să investească guvernul mult mai mult în dezvoltarea, știu eu, unei firme de stat, care, bun, să fie un jucător pe piață, nu, poate nu cel mai important, dar să ai o alternativă, pentru că dacă ăia se supără și zic, bă, de mâine închidem toate laboratoarele, unde mai facem analize? Da, da. Păi, au fost, acum vreo 3 sau 4 ani, se impuneau niște condiții pentru a putea intra în relații contractuale cu casele de asigurări, care nu există nicăieri în Europa, sau există la un nivel foarte mic. Deci, în Anglia, 5% din laboratoare au acreditări care se cer în România pentru toate laboratoarele. Astea au fost date cu scopul de a tăia cât mai... pentru că o astfel de acreditare costă foarte mult. Nu toate laboratoarele aveau banii să investească în așa ceva și atunci au ieșit și au rămas în relații contractuale laboratoarele. Numai la care trebuiau să rămână. Da, să zicem. Adică și atunci, bun, în fond, dacă analiza este ok și e verificată și e foarte bine, n-ar fi nimic rău în asta. Singurul lucru de care îl spuneam înainte este că trebuie să ne gândim totuși să facem să fie calitate, dar cumva să nu ne tăiem chiar pe ai noștri, să ne tăiem din sistem. Pentru că de bine de rău, unul care investește aici și câștigă, investește tot în România, tot își mai cumpără aparate pentru... și asta beneficiază cetățeanul român. Și în fond și la urmă o afacere care rămâne aici. Rămâne aici. Bun, ăla se va duce în vacanță, să zici, 2-3 luni pe an undeva cu banii câștigați, să zici așa, dar mijloacele fixe vor rămâne aici, pe teritoriul României. Se dezvoltă și... Deci, ați înțeles ce vreau să spun. Da. Asta este singura problemă. În rest, că vin alții, piața e liberă, nu e nicio fel de problemă. Nu trebuie să punem embargo. Da, da, da. Dar trebuie să privim la lucrul ăsta cu foarte multă maturitate, pentru că avem nevoie și noi de oamenii să avem propria rețea, să nu rămânem descoperiți într-o situație. Vreau să vă întreb ceva. Pacienții cu care ați vorbit, că intrați, interacționați cu oamenii în activitatea dumneavoastră, știu despre protestul dumneavoastră? O mare parte dintre ei știu, l-au văzut. Sigur că nu recunosc că nu toți știu exact revendicările noastre. Și acum, dacă mă întrebați pe mine, să vă spun exact care sunt revendicările celorlalți din această alianță, n-aș putea să vi le spun pe toate. Dar pacienții, cel puțin cei cu care eu am intrat în dialog, susțin demersurile noastre. Pentru că la capătul drumului beneficiază și ei. Clar, la capătul drumului se găsește tot omul necăjit și chinuit, care nu vine de bucurie la dumneavoastră, ci vine... Exact. Deci dacă sunt mai mulți bani în sistem, lucrul ăsta se va vedea și în sănătatea lui. E totuși o problemă și cu această încălcare a legii, pentru că de multe ori guvernele și parlamentele care s-au succedat au încălcat legea. Păi dacă scrie acolo negru pe alb, domnule, atâta din PIB, atâta la 100 din PIB dăm pentru educație, alta pentru sănătate, domnule, dă-l! Pentru că dacă nu încalci legea pe unul care e în orice alt domeniu de activitate, dacă primește bani de la guvern, da, vine și controlează curtea de conturi, primării, Consiliul Județean, așa, și îl controlează la sânge, deci nu, cu strigături, să zicem așa. Pe guvernul României nu-l controlează nimeni. Stimați telespectatori. Controlează cetățeanul la 4 ani. Controlează cetățeanul? Nu cred că controlează cetățeanul, că uitați-vă. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proști, știți? Aici da, să știți că condiționarea asta de
cum ați spus, 6% pentru educație sau pentru sănătate. Întotdeauna există și în lege prevăzut că în funcție de încasările care sunt, și întotdeauna ni se dă în cap cu faptul că nu sunt încasări, de parcă tot noi suntem de vină că nu sunt încasări. Dar pentru comisioane sunt. Pentru comisioane niciodată nu se fac rabat. Bun, se face rabat. Deci, de aproape 10 zile sunteți în protest, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Oricum, ușa noastră vă este deschisă și așteptăm să mai vorbim. Nu era subiectul emisiunii, dar trebuia să vorbim și despre Hunedoara, criza de la Hunedoara, știți, da, cu multe probleme, dar nu mai avem... În măsura în care putem fi util, întotdeauna răspundem invitații. Eu vă aștept cu mare bucurie. Atât eu cât și colaboratorii mei. Și să știți că suntem alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și sper că și cei care ne văd acum și înțeleg și poate pe propria piele cum stau lucrurile, sunt alături de noi. Încă o dată vă mulțumesc. Eu și vă mulțumesc. Mâine dimineață, în emisiunea Cea mai bună dimineață, mai puteți câștiga ciorbă de pește. Da? Porții de ciorbă de pește, trei feluri de pește. Na, v-ați înghesuit astăzi. Da, bun, în sfârșit, vă place peștele. Nici o masă fără pește era pe vremea lui Ceaușescu. Da, aia e altă ciorbă. Ne revedem vineri. Rămâneți cu Hunedoara TV, urmează Hunedoara în 50 de minute. Eu vă doresc toate cele bune.